Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara, securitatea și miliția, organele de represiune ale vremii, voiau să îl evacueze din casă pe Laszlo Tökes. Sute de timișoreni s-au strâns atunci în fața locuinței acestuia, în semn de solidaritate. Aici este casa parohială în care a fost, din care vroiau să vină să-l ia pe pastorul Tökes Laszlo. Pe strada aceasta era mulțimea de oameni adunată. Era până peste liniile de tramvai. Pastorul reformat Laszlo Tökes și-a atras ura regimului după ce a criticat dictatura comunistă românească în presa maghiară. Printre cei adunați să-l susțină pe Tökes era și Daniel Zăgănescu, un tânăr de 25 de ani. Regimul comunist vroia să-l exileze și fiindcă era împotriva regimului, m-am urcat pe tamponul tramvaiului și am strigat că mă numesc Daniel Zăgănescu, nu mi-este frică de securitate și jos Ceaușescu. Când s-a lăsat o liniște mormântală pe tot, peste tot, de... Auzeai și cum se scapă un ac cu gămălie. Am strigat a doua oară, au fost câteva voci. A mai durat câteva secunde când am strigat a treia oară, atunci s-a pornit vacarmul și a fost într-adevăr ceea ce mă așteptam. Laszlo Tökes rememorează cu recunoștință ziua de 16 decembrie 1989, în care timișorenii au venit să-l susțină. Românii, frații noștri români ne-au salvat viața, că în acele zile și ore problema s-a pus în felul următor. Ori Ceaușescu, ori Tökes. Alternativa n-a fost altă alternativă pentru noi, nici pentru ungurii noștri. În decembrie 1989, orice gest împotriva regimului comunist putea avea consecințe grave. Nu aveam nicio teamă. Dar nici nu îmi dădeam seama exact ce mi se poate întâmpla. Tatăl meu, el fiind, era profesor universitar, era și el împotriva sistemului din casă, deci le știu pe toate, el era fără frică, mă comportam ca și el. Acum nu mai poți să-și dea seama tinerii ce teroare era atunci, că dacă strigai puteai și dacă... instigai, erai dispărut pe vecie. Laszlo Tökes crede că succesul revoluției a stat în unitatea tuturor, indiferent de etnie sau religie. Mi-aduc aminte, în primul rând, de aceea atmosferă de unitate și solidaritate. Noi aici ne-am unit la oaltă, români, maghiari, cetățeni aparținători diferitelor culte și etnii, ne-am unit în voința noastră comună de a birui comunismul. Informațiile despre protestul de la Timișoara s-au răspândit rapid în toată țara, la fel și manifestațiile anticomuniste. Pe 21 decembrie, Nicolae Ceaușescu a organizat un meeting în care să arate că are în continuare susținerea poporului, însă mulțimea nu l-a mai ascultat. S-a strigat atunci: libertate, jos Ceaușescu, și ieri în Timișoara, azi în toată țara.